Pace tuturor! Da, cum ați auzit, vorbim despre botezul care trebuie făcut la maturitate și am să vă și citesc. Și nu o spun eu, o spune Biblia și puteți deschide cu toții Biblia la pagina 924 în Matei, capitolul 3. Și citim. Așa, în vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela ce fusese vestit prin prorocul Isaia când zicea, iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și mijlocul era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei, dacă căutați pe Google, vedeți că a fost o grupare religioasă, da? Deci nu scrie de ortodoxi și nu știu care, penticostalii, nu. Deci nici nu existau pe vremea aia. Dar și Iisus era, că o să vă arăt imediat, da? Dar când a văzut pe mulți farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, adică era vorba de Iisus Hristos. El vă va boteza cu foc și cu Duhul Sfânt. Își are lopata în mână, își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un loc, într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea, la Ioan, ca să fie botezat de el. Deci Iisus a venit singur, nu l-a adus nu. Iisus a venit să fie botezat la Ioan Botezătorul. Dar Ioan căuta să-l oprească. Deci nu era un copil. Deci Ioan vorbea cu el ca cu un omator. Și eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă, acum căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Deci vedeți, Iisus a ieșit singur afară din apă, a fost la o vârstă matură, când a făcut botezul, nu a fost niciun copil, niciun lighean, nimica, da? A ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și a venit peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu cel prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Deci dacă Iisus Hristos, descrieți Biblia așa Matei, dacă Iisus Hristos a botezat la o vârstă matură, noi de ce suntem mai căpoși și ne botezăm când suntem copii? Adică da, nu. Pentru ce facem lucrul ăsta? Dacă Dumnezeu ne-a zis clar, bă, nu-i bine să faci asta, faceți asta, noi facem invers și ne dăm mari sfinții, da? Deci, toți care auziți cuvântul lui Dumnezeu în momentul ăsta, sau mai târziu când o să vedeți videoclipul postat, vă sfătuiesc, citiți Biblia și veți înțelege că botezul trebuie făcut la maturitate. Botezul făcut când ești copil nu se ia în calcul, pentru că, zice, cine crede și se va boteza va fi mântuit. Cine crede? Pe cum poate să creadă un copil la câteva luni în Dumnezeu? Nici o șansă, nu are cum să creadă. Cine crede și se va boteza va fi mântuit, da? Deci trebuie să crezi în Dumnezeu, trebuie să crezi în Fiul, în Tatăl și în Duhul Sfânt, în Sfânta Treime. Ca să poți să fii botezat și ca să poți să fii mântuit. Da? Deci un copil micuț nu poate fi mântuit prin botez.